creșterea performanței și îmbunătățirea productivității la fiecare versiune sunt o parte critică a dezvoltării produsului. Performanța a fost crescută pentru mai multe fluxuri de lucru de editare in place. Aproape tot ce se creează în inventor începe cu o schiță. Crearea și editarea schițelor în contextul unui ansamblu se execută acum mult mai rapid. Se pot observa de asemenea îmbunătățirea de viteze pentru crearea in place a elementelor ajutătoare. Atunci când vizibilitatea obiectului este dezactivată, numai schițele și elementele ajutătoare noi create se văd în timpul creării respectivului obiect. În timpul editării in place, se observă că editarea iProperties este acum posibilă pentru toate componentele din ansamblu, nu doar pentru componenta la care lucrăm. Ceea ce este afișat pe ecran are de asemenea performanțe îmbunătățite, în special la orientarea vederii, pan și zoom. Stilurile de vizualizare cu îngroșarea muchilor sunt redate acum folosind GPU, oferind performanțe mai bune pentru stilurile vizuale precum Shaded Edges, Hidden Lines și Wireframe. Nu mai vrem să așteptăm deschiderea și închiderea fișierilor, sau când tragem componente parțial constrânse. Sunt deja performanțe îmbunătățite pentru ambele comenzi. În afară de deplasarea manuală a componentelor pe ecran, veți observa și grafică și performanțe îmbunătățite atunci când sunt animate constrângerile prin comanda Drive. Înțelegerea a ceea ce este complet constrâns și parțial constrâns în subansamblu nu este întotdeauna evidentă. Inventor 2022 are acum un browser, indicator de status ai constrângerii. Se poate utiliza filtrul browserului pentru a ascunde componentele complet restricționate, care să ne ajute la vizualizarea gradului de libertate rămas. Comanda Fillet este acum o property panel. Comenzile Fillet, Space Fillet și Full Round Fillet sunt acum comenzi separate în interfața panoului de proprietăți. Noile panouri Fillet oferă un flux de lucru mai eficient și mai intuitiv, care va accelera crearea și editarea racordărilor din model. Atunci când edităm parametrii operației in place, cotele prezentate sunt afișate acum cu linii de indicație extinse. Aceasta oferă o vizualizare mai bună a cotei operației în sine și a efectului pe care orice modificare îl va avea asupra modelului. Comanda de măsurare a fost actualizată în interiorul panoului de proprietăți și include butoane pentru Done și Restart, ca acces rapid. Instrumentul de măsurare din interiorul unui subansamblu are și o nouă paletă de instrumente pentru filtrarea rapidă și modificarea conturului sau perimetrului de selectat. Navigarea în panoului de proprietăți a fost și îmbunătățită cu mai multe comenzi rapide de la tastatură, eliminând necesitatea de a selecta și de a face click prin intermediul panoului de proprietăți. Culoarea roșie a textului notifică acum dacă valorile sunt invalide. Panourile de proprietăți includ notificări de avertizare și posibilitatea de a defini presetări. Tema Dark din Autodesk Inventor 2022 a fost implementată pentru toată interfața cu utilizatorul. Se poate reseta cu ușurință interfața de utilizator la aspectul ei implicit. Acest lucru este destul de util dacă lucrați mai multe monitoare sau dacă se pierde browserul, bara de instrumente sau panourile de proprietăți. Pentru a extinde perfect flux de lucru Inventor s-a adăugat un instrument nou, Send to Fusion 360, pentru a conecta Inventor la Fusion 360 prin Fusion Team. Dacă fișierul Part Inventor se modifică, puteți să încărcați noul fișier și să actualizați modelul în Fusion 360. Acest flux de lucru nou oferă o conexiune directă cu comenzile din interiorul Fusion 360, cum ar fi Generative Design, fabricarea aditivă și subtractivă, simularea și partea de electronică. Autodesk Inventor 2022 oferă performanțe sporite așteptate la o versiune la alta, prin instrumente de productivitate care ușurează munca cotidiană.